телевизионный Плохотню, который трансмитит первый канал в России, ариш реклама, а тот он лимба руса. Здесь Плохотнюк и приму, чел май инфлюент русификатор, паразит по телевизионе руса. Шинкшмол Телекому, компания де стат, и обогат каналу луи приму ингрилы. Канал я дова. Чекай бюллетен информационал. Реклама тот ин лимба руса. Тоталу Плохотнюк. Каналия Трия. Чека агенции юстиции, кримы, фильм дин Украина, евидент ин лимба руса. Реклама мод сурпринзатор ин румына. Тоталу Плохотнюк. Рубрика. Știri în limba română, dar e despre probleme din Rusia. Ei pretind că sunt contra Rusiei. Una, două râd de Dodon, că se duce la Moscova, când de fapt și activitatea lor e tot coordonată cu agenda Kremlinului. Abia pe canalul 5, televiziunea publică, Moldova 1, ăștia preponderent vorbesc în română. Au și emisiune în limba rusă, evident, și în romanie, și ucraineană, pentru că avem minorități de limbile astea. Canalul 2 nu știu în ce limbă transmite, dar cel mai mult în română. Văd și cu emisiuni vechi, vechi din 96, sau chiar mai vechi. Singurul canal de opoziție care stă în primii 10, Jurnal TV. Ăștia pare că nu mai iau deloc emisiune în limba rusă, numai română. Nu știu cui televiziunea asta. Toate emisiunile, toate filmele sunt rusești. Seriale rusești. Cu subtitrare în română, da. Moldovenii nu prea au exercițiu citirii subtitrilor, așa că sunt victime ale rusificării și pe STS, CTC. Canalul nou, nimeni nu știe ce cu canalul ăsta, D, familia. Dar scăjă și tot tac, programa, emisiune tot în limba rusă, mă mir că reclama e în română. Tot canal rusesc. Îl retransmite o televiziune loială lui Dodon, care tot împreună cu mafia lui Plahotniuc, cel mai probabil. Și după cum vedeți, totul în limba rusă, nici măcar nu e titrată în română. În primii 10 ăștia. Canal D, canal turcesc retransmis din România, totul în limba română. Pro TV, canal comercial venit din America, retransmite emisiuni de la București, avem știri în fiecare seară la ora 7, dar și la 5, cu omoruri, crime, totul în limba română. Și singurul canal probabil care dă filme subtitrate, filme engleze, americane, subtitrate în română. Toți ceilalți le dau dublate în rusă și subtitrate în română. Ei le dau cu limba originală. TNT. Nu știu ce e cu canalul ăsta, vedeți, domn 2, totul în limba rusă. Un fel de Big Brother. Tot în limba rusă, nici măcar subtitrarea română. N4, retransmite filme americane dublate în limba rusă. Sau filme rusești. Are uneori emisiuni de știri și dezbateri în limba română. TV8, canal de opoziție, încearcă să fie bilingv. Iată și Natalia Morari are lunea emisiune în limba rusă. Iată și acum vorbește rusește cu un reprezentant al Partidului Socialiștilor. Îi de opoziție, dar invită și guvernarea. Guvernarea nu vrea să vină la televiziunea lor. Mai mult bilingvă, noi de o singură limbă. Ăștia sunt preponderent în limba rusă. Toate seriale, emisiuni, tot în limba rusă. RTR Rusia, televiziune de propagandă rusească, kremlineză.
studio în Republica Moldova. Centralele televiziune se pare că el ușor are emisiuni favorabile lui și chiar așa nume, titlu are, Felicitări CCA, emisiune cu numele, sau televiziune cu numele în limba rusă, Centralele televiziune. Dar ei pretind că e televiziune locală din Republica Moldova. Toate filmele sunt rusești sau americane dublate în rusă. TVR Moldova retransmite TVR din România, dar are și emisiuni locale. Iată chiar și o emisiune despre europenizare. Deseori emisiuni foarte bune de la București s-au acoperit cu astfel de emisiuni, nu întotdeauna foarte bune, de la Chișinău. Au știri la ora 6, cele care se retransmit la TVR 3. Nu știu dacă le privește cineva în România. Emisiuni de la Chișinău, la ora 6, în fiecare seară. Noroc TV dă muzică mai mult de pe plaie autohtonă, nu cred că are ceva în limba rusă, dar e muzică. MBC, Moldovan Business Channel, retransmite Digi cu un decalaj de aproape 2 ore, o oră și 45 ceva de felul ăsta. Ora de sus e acoperită și nu-ți dai seama cât e ora la București, dar ei vorbesc live acum și la ei e seara, e ziua încă. La noi deja e noaptea, afară. Deci la televizor scrie că e live și transmit de undeva unde încă e ziua. Poți crezi impresia că România se întinde până în Italia. Atât de mare decalajul de oră. Dar emisiunile care le dau ei locale la NBC, toate sunt în limba rusă. Cele mai multe sunt în limba rusă. E bine totuși că retransmit Digi, care cum necum e un canal mai echidistant din România. 10 TV se declară televiziune unionistă, dar nu mai are cine să facă emisiune acum și iată, emisiunea se cheamă Viața satului, dar ei dau film despre Mozart și Salieri. Și rulează aceleași filme în continuu, cel mai probabil piratate. Televiziune găgăuză, de la Comrat. Cel mai des vorbesc rusește. Foarte rar în limba găgăuză. Niciodată nu o să-i vezi vorbind în română. Sau eu cel puțin nu i-am văzut. E ca și emisiunea asta nici nu scrie cum se numește. Ci că e indirect. Tecrară fiind direct, mă îndoiesc că la ora asta fac emisiune în direct. Cel mai degrabă emisiune înregistrată. Deci e păcăleală. CCA nu verifică nici măcar respectarea prevederilor codului audiovizualului. TVC, televiziune comercială, nu prea clar cu cine e, a cui. Cel mai des de filme rusești sau americane dublate în rusă și emisiuni în limba rusă, dar foarte rar are și emisiuni în română. Accent TV, televiziune de-a lui Dodon, care convine și lui Plahotniuc. Cel mai des în limba rusă, emisiunile retransmite din Rusia, știri în limba rusă. Ca excepție are și un buletin de știri și o emisiune de dezbatere în română. Televiziunea socialiștilor. Nu știu, acum e cam totul în limba rusă, despre conspirații, tot felul de tâmpenii cu farfurii zburătoare, cu credință, cu Doamne ferește. Retransmite, iată, emisiuni pe la tot felul de canale rusești. Au și studio local RTR. Agro TV deseori dă emisiuni și din România, se pare că este așa televiziune și în România. N-am auzit să aibă ceva în rusă, cam totul în română. O televiziune rusească, toată rusească. N-am auzit vreodată să aibă ceva emisiuni locale. Totul e din Rusia. ITV. Știu că au un studio în Moldova, știu că au uneori emisiuni locale, cel mai des retransmit ceva din Rusia, dar pare destul de corect, echidistant, nu foarte putinist, nu foarte kremlinez, mai degrabă comercial așa, dar tot în limba rusă. Aproape tot. Ăștia nu înțeleg cine s-au apărut de vreun an, văd că au multe emisiuni în limba română, dar ăsta e, văd, reprezentant al Parlamentului, deci cel mai probabil o pro-guvernare. Dar sunt în limba română. A, nu, uite, emisiunea e preluată de la Centrul Independent de Jurnalism, o emisiune foarte corectă, dar probabil n-au buget și atunci preiau emisiunile de pe internet, emisiuni gratuite. Nu-i producția lor.
Vocea Basarabiei, cam totul e în limba română și emisiuni și știri și filme, dar uneori dau și filme americane dublate în rusă și titrate în română. Cred că e o televiziune pro-PL, Partidul Liberal al lui Ghimpu și Chertoacă. La fel și radio Vocea Basarabiei. Se pare că și Noroc TV făcea așa ceva. TVN ăștia de la Bălți, televiziunea Nordului, și cam totul în limba rusă, uneori au câte o emisiune în limba română. Foarte rar am surprins vorbind românești. Și atât filmele sau rusești sau americane, dublate rusește și titrate în limba română, în cel mai bun caz. Orhei TV, total favorabilă lui Șor, de la Orhei, probabil și făcută din banii lui. Și cred că astea sunt cam toate canalele autohtone. A mai apărut unul nou, iată, Orizont TV, nu știu de unde e venit. La sfârșit de grilă, pe la 800 încolo, mai sunt niște canale locale, de la Soroca, de la Rezina, dar acelea aproape că n-au. Acelea n-au producție locală. Uitați-vă, dau emisiuni din astea de propagandă religioasă, făcute de baptiști americani, dar traduse în limba rusă. Deci se face rusificare cu producția americană. Apostolul Ioan. Orizont TV. Ce emisiuni trebuie să fie acum? Desene animate. A, bine. Și gata, mai departe sunt televiziuni retransmise. Din Rusia, Kino TV, Kino Hit. Iată așa, filme clasice, europene, americane, dublate în rusă. Roberto Benigni. Кино Семья. Цунами. Cred că e film american dublat în rusă. Nu zic nimic, că nu fac truș așa filme. Eu nu cunosc, dar mod sigur un film hollywoodian. Și ăștia tot așa. Sau e film rusesc chiar, dar e imită producția Hollywoodului. Toate sunt canale retransmise. Главный. А, iată, ca excepție și un canal românesc. Prima dată văd. Încă unul românesc. Asta știam că se dă peste tot, că e gratuit, probabil. India TV. Toate filmele indiene sunt dublate în rusă. Canal american, Fox, în rusă. Fox Russian. Tot în rusă. Rusificarea cu canale americane. Tot în rusă. Și Plahotniuc pretinde că el nu e eliberat de Rusia? Sunt ucraineni. Mă mir că vorbesc și în ucrainean. A, mai este unul ucrainean. Da, Ucr TV, dar Udrama, dar tot în limba rusă. Minimax în română, măcar copiii de mici învață limba lor. Gurinel în română. Au și multic, și multic rusesc. Nickelodeon. În română? Neujeli. Disney în română? Incredibil. Oh,
Aia ca Nickelodeon și în rusă. Iar de când a început să muncească... Ai și alternativă. Și mă uit la echipa lor... Ceva în română. Sport? Ceva sport în rusă? Sport în rusă? National Geographic în rusă. Dar, în mod paradoxal, dau și subtitri în română. Deci, asculți în limba rusă și numai dacă faci un efort, poți să înțelegi ce se întâmplă și în română. Așa observasem uneori, acum văd că nu dau. Nu dau subtitri. Deci, canal foarte bun de cultură generală și tot nerusifică. Așa au ales MOL Telecom-ul de stat. Discovery, tot în rusă. Cum o să înveți moldovenii engleză? Animal Planet în rusă. Руса. Руса. Эште с религиош. Эште с кер русешт. Украинени. Оу. Тринитас май бене ну ера. Ниш сперанца ну не инкънта. Ăștia în germană? Și nu traduc? Da. Ăștia sunt rusă. Tot canal religios. Iată și canalul Patriarhiei Ruse, evident în limba rusă. Euronews and News în rusă. Auzăm că șeful Euronews e român. Nu a avut grijă să facă și varianta română cu 20 de milioane de vorbitori de română în Europa. Ia ca și Euronews în English. Primul canal în... Na, realitatea, cum o știm, până nu s-a închis, mai este și la Chișinău pe canalul 603. Dacă mai are cineva răbdare până aici. N4, nu știu cine se uită la canalul ăsta. N24. În română. 605. România TV. 604. Și acum canale ucrainești. Transmitere în direct din Rada Supremă. Alt canal ucrainesc. Tot în ucraineană. Bun. Current Time. În rusă. Făcut pe bani americani, dar e mai mult pentru civilizarea Estului. Canal rusesc făcut de evrei, nu știu de cine, RTVI, bun, de opoziție. Sau cumva echidistant, dar HAT pe 210, pe 610 sau pe 618. MIR, ăsta e făcut de o companie interstațială plătită din banii guvernelor tuturor țărilor CSI, contribuie și Moldova aici. Dar se face propagandă rusească, sovietică, velico-rusă. Și ăștia tot. Și astea deja sunt de muzică. Sunt și câteva în română, Busuioc Autohton, Etnoh, Taraf, Noroc FM și deja sunt FM-uri. Undeva, uite aici, pe la 200 sunt și canale locale. SOR TV retransmit filme, probabil tot în limba rusă. Studio L de pe la... Căușeni, îmi pare că Drochea, sunt câteva canale locale care au și emisiuni, le dau în reluare de multe ori. Cam asta e situația.